Salutare, oameni! Bine ați venit la UFC, care era cu Dor of Teipoare, cel mai mare luptător de aici. Avem meci cu Todd Duffy, un meci de rivalitate cu un super luptător, însă și eu am crescut în abilitățile pe care... Bine, eu, Dor of Teipoare, eu sunt pielea pulii. Hai să începem meciul, meci în alb, doar în alb, creștinește. 11-0-0 recordul, 11 victorii din 11 posibile. 3 în circuitele alea independente și aici nu face. Să vedem dacă reușim 12. Va fi poate cel mai greu meci de până acum, are atribute foarte bune băiatul ăla. Each series didn't just pick Ia uite-l, mă. That had personal scores. Oh my god, bataie. The bad blood reached a boiling point. Who will be the one to step up and put this feud to rest? Oh my god. Ce rivalitate. Ce rivalitate cu Duffy. The boiling point. Îmi place că au făcut video package-uri de astea. Ca la wrestling, frate. Putem să facem un promo ăsta pe loc cu 15, bă, dacă îl bat, trec acolo peste el. Ce frumos. Mama, opa, e mai multă lume adunată aici. Lumea interesată în lupta aceasta, iată, Dor of Teipoare din România. Încă nu vă spun din de unde este, din România. Trebuie să știți că e din România, atâta tot. Iată-l și pe Todd. Salut, Todd. Este american, du-te dracu de aici, mă. 34 de ani, bă, ești cam bătrân, bă, Duffy, bă, ce să zic. Eu am făcut 20 între timp, opa, e și el înalt și bă, are reach-ul destul de bun. Însă am avantaj de 2 cm. Aproape inexistent. Pe ăsta îl salut. Smith n-a vrut să mă salute atunci. Hai că l-am luat bine. L-am luat tare. Deja e amețit băiatul. Ah, peste picior acolo. Hai și la corp una. Ah, opa, s-a lăsat acolo. Era să-i dau dracu în cap. De ce te lași, mă, pe vine? Mă. Trebuie să-și la WC înainte să înceapă lupta. Du-te, dracu, de urât. Dreapta stânga, cel mai letal combo. Dă-i Paris că nu știe, l-am amețit foarte bine. Ăsta este rivalul meu, mă. Ăsta este, Smith a fost mai puternic decât ăsta până acum. Smith mi-a dat o grămadă de capace peste scăfârlie. Ăsta, în schimb, stânga, dreapta și-l omor. Stânga, dreapta, dreapta, stânga. Dreapta, opa, stai să nu devenim aroganți aici că nu e bine. Opa, împinge, îl bate șoc, delfinul mă încoace, fraiere. Te aștept aici lângă mine. Oh, dai la picioare. Dă că dau și eu, du-te treacă, opa. Dă-i în el că nu știe. Oh! Din întoarcerea aia. Mare încă o dată acolo peste găbău. Dă-i în gură, dă-i Paris că nu știe. Prima rundă, bă. Prima rundă demolat. V-am zis că am crescut și eu în abilități. M-am antrenat 5 săptămâni. Am luat un training camp maxim cât am putut. Am plătit o grămadă de bani pentru training camp-ul ăla. 5 săptămâni am ajuns la 80 și ceva la unele abilități. Aproape cât el. Aproape cât el. Mai puțin la ground, acolo spielea pulii. Oricum, iată aici. Wow, ce frumusețe de pumn în gură. Dor of Teipoare. Cel mai mare dintre cei mari. Ți-ai pus șapcă? Și eu am șapcă, frate. Dor of Teipoare n-are, nu? Păi normal. Cu acel păr glorios, cum să-l ascunzi? Cum s-a ascuns maletul ăla? L-am bătut în prima rundă, l-am nenorocit. Eu ce să-i fac? Dacă e slab, du-te dracu tot de aici. New contract earned. Ia să vedem, contender, dă-te dracu. 4 lupte. Trebuie să ajung în top 5. Derrick Lewis, oh my god. El este rivalul nostru, Derrick Lewis. Îl am pe Ultimate Team în jocul ăsta și foarte bun. Următorul oponent este Mark Hunt. De ce să pot alege? 12-0, ăsta are 14-18-1. Pe Mark Hunt nu l-a bătut Brock Lesnar când a revenit atunci, mi se pare. Dar uitați-vă ce atribute are și ce am eu acolo. Dar am ajuns și eu la 83 și la 82 cu unele. Trebuie să ne antrenăm. O să fie cea mai grea luptă de până acum. Mark fucking Hunt. Da, din păcate, n-am putut să mă antrenez foarte tare. 75% fitness-ul. O să intrăm în meciul ăsta foarte, foarte șifonat, să zic așa, și nepregătiți. Să vedem, Dor of Teipoare însă domine orice munte. Chiar dacă muntele ăla e fucking Mark Hunt, dar aia e acum. Mark Hunt, locul 13, pe locul 14, mă? Ce frumos, deja pe 14. Mă gândeam că-s pe 15, în locul ăla și ăla cade, dar ăla n-a căzut aparent. Todd! Ok, mare luptă mare.
Mark Hunt are multe înfrângeri, se mai poate adăuga încă una. O să fie însă al dracu, al dracu, al dracu, al dracu de greu, iată-l. Deja mi-e frică de el un pic. Uitați-vă numai la el. Pare fioros și-i drept, pare de... Dar are 46 de ani totuși. Se poate pune el cu vârsta, cu tineretul, mă. Iată, reach-ul meu este clar superior, deci dacă stau la distanță, ar trebui să fiu bine. Trebuie să dau de la distanță. Nu te salut, du-te dracu. Nu am respect pentru tine, că nu l-ai bătut pe Brock Lesnar atunci. Opa, încearcă el. A văzut la mine, mă, când l-am bătut pe ăla. Olo, deja dă damage mare. Are, îl are pe damage, dar ce crezi, fraiere, că eu nu l-am. Pumnii mei, minte nu are. Iată, deja din două lovituri. Mark Hunt. Mark, a, blocat-o mal, dracu. Trebuie să stăm la distanță. Avem reach-ul, putem să-i dăm la picioare, la corp. Trebuie să abordăm un pic altfel meciul ăsta. E scurt în picioare, e pitic. Și n-are reach-ul de partea lui. Ia acolo, fraiere. Ia la corp. Ia la corp, o jucăm inteligent pe asta. Mai dăm și la cap. Uuu, amețeala aia blană, băieții. Ah, am ratat loviturul la picior. Dă-i acolo, dă-i că nu știe. Dă-i că, opa, ba, uite că știe să se apere. Și încă una. Hai, hai Paris. Dă-i Paris. Aie, i-am bulit picioarele, e bine. Dă-i și la corp. Dă-i la corp. Era mama mătia dracu. Uuuu. Haide, Marky, jos, tati. Hai, Mark. A, ți-o dau cum ți-a-t-o, Brock. Du-te, drag. Bine, eu te fac KO. Aia e diferența, bro. Ai, diferent, băga-mi iași picioarele. Opa, stai liniștit, că nu mă pui tu pe mine la podea. Back clinch. Dă-i acolo peste picioare. Hai să intrăm în tie clinch. Dacă reușim să intrăm în tie, e mort. E mort! E mort! Jos la podea și dă-i antebrațul și pentru tine, că nu te iartă nici pe tine, ești o legendă, mare legendă, cu 18 înfrângeri sau câte dracu ai, mă. Ia legendă de aici, ia. Hai, get up, get up. Hai, sus, sus, sus. Bă, dar am dat get up, what the fuck? Pusher up atunci, dacă el vrea să mă țin aici, cine sunt eu să nu-i dau antebrațul, dar uite că a ieșit. Se termină prima rundă. A rezistat foarte bine la câți pumni am cărat și la câte picioare acolo. Ok, am dat un knockdown totuși, l-am pus la podea odată. Ceea ce e mai mult decât convenabil. Hai să punem piciorul stâng în față și să dăm tot cu el. Piciorul lui stâng o să cedeze cât de curând. Asta e bine, iată, deja cade. Deja cade foarte frumos, nu mai poate săracul. A, dar uite că pune contra al dracu, mă. Are contra puternică. A, gata. I-am bulit piciorul. Nu mai poate. KO. Doroftei Paris știe și să dea altfel, mă. Păi e bătrân. Are atritră de-l dracu de aici. La vârsta aia, la 46 de ani, tu mai vii să lupți cu tineretul, mă. Am distrus un veteran al octogonului. Mark Hunt e supărat. Du-te, retrage-te, du-te dracu. În sfârșit pot să-mi aleg eu cu cine mă bat. Îl avem pe... în Ganu ăsta, nu știu cine e, Volkov, oh my god, e periculos Volkov ăla. Dar cu el ne luptăm, am zis că dacă dăm de rușii, batem. Nu batem noi rușii, băieți? 40 de victorii, 7 înfrângeri. Noi 13-0, să nu fie ghinionist 13 ăsta, o să fie un meci foarte, foarte dificil ăsta. Hai să le închidem gura, bă, băieților ăstora, să-l batem pe Volkov. Suntem pe locul 10 momentan, trebuie să urcăm acolo până la locul 5. Avem mare meci cu Derrick Lewis când terminăm încă o luptă după asta, mi se pare, parcă da. Avem o luptă în afară de asta și după aia meciul cu Derrick Lewis. 32 de ani pentru ăsta, este mai înalt, reach-ul este exact la fel, 203 cm. E, nu mai avem avantajul pe care l-am avut în meciul cu Mark Hunt. Asta o să fie, asta o să fie o luptă foarte, foarte problematică, sincer. Opa, bine acolo, deja la notare, ok. Ce să-i fac eu, ce să-i fac eu, băieți, dacă nu-și ține garda? Da, mi-a întors perspectiva, a făcut jocul, mătii. Ok, în gură. Ce ai pățit, mă, rusnacule, mă, tată? Și încă o dată... Ah, trebuie să am grijă la picioare, că a dat-o. Ok, ăsta e destul de periculos dacă prinde niște lovituri. Oh, amețit. Și acum! Și stânga, dreapta, stânga, băiete. Oh, și ce vine după... Dreapta, stânga, antebrațul ăla. Blană. Dorm, somn, somn la rusnac. Pizdim ruznaci cum n-am pizdit nimic în viața asta. Doroftei Paris, încordează-te. Ce luptător. I-a dat Paris că n-a știut.
cum să nu te aperi împotriva. La dreapta stânga sau stânga dreapta și după antebrațul la blană. În gură. Pe Struve ăsta sau pe Amude? Hai mă să batem olandezi, mă, ce dracu. Olandezi, brazilieni și ruși. Aia vreau să bat. Paris versus Struve. Ăsta e pe locul 9, noi pe 7. Dacă îl batem, probabil o să urcăm acolo pe 6 sau rămânem pe aceeași poziție, ca după aia să ne luptăm cu Derrick Lewis și să intrăm în top 5. Ăla e visul, băieți, însă. Ăla e visul. Struve, tati, pare înalt. Îl pe Slenderman aici cu chelie. Salut, frate, ne salutăm. Respect. Respect, dar până aici a fost respectul, frate. Îmi pare atât de rău. Opa, stai că ne atacă. Mamă, cât e de înalt, bă, băi, e creepy rău băiatul ăsta, mă, mâncați ăștia. Ce cu el de atât de înalt? Bă, tu numai... Tu uiți... Aoleo, stai că m-a luat tare. Aoleo! Stai un pic. Bă. E prea înalt. Ce-i cu ăsta? De ce e atât de înalt? Nici n-ajung la el! Doamne, ferește, cu cine mă bat, bă, aici! Aoleo! Nu. Până acum e cel mai greu meci al lui Paris. Dai, Paris! Aoleo, dar nu pot, că e prea mare, e prea lung. E prea lung, băiatul ăsta nu s-a mai oprit din crescut, mă, ce dracu, bă. Ar trebui să-i dau la picioare, dău. O bună tactică, dar hai de capuși de zilele mele. Cu câtă lejeritate a dat acolo direct în căpău. Mă domină. Să vină oare prima înfrângere. O, bine, acolo împins, frumos. Încerc să ajung la picioare, dar nu pot că păstrează distanța foarte bine. Și nu pot ajunge la el. Hai de capul meu. Are mâinile lungi, picioarele la fel. Dă-i, Paris, doamne, dar nu pot să ajung cu dracu, bă. Paris, cred că ne-am întâlnit nașul în sfârșit. Ok, trebuie să avem grijă. Să jucăm inteligent, bine acolo, Paris. Ai, mă, că dacă ajung la el, nu mai mișc. Ai de capul meu. Ok, l-am pus însă la podea. Dar m-a pus și el mai devreme. La corp, bun. Ai de capul și de zilele mele. O, oh, bine acolo. Greu meci, dar uite acolo ce lovitură de la Paris. Piciorul la în gură, dar nu-și face treaba. Nu-și face treaba, mă, nu e el striker degeaba. S-a oprit repriza când îi dădeam acolo, Paris. Am luat damage mult în meciul ăsta însă, băieți. E un meci greu cu Slenderman aici. A dat-o și el, am dat-o și eu, l-am pus la podea. E un meci dificil, cel mai dificil de până acum, din UFC. Mamă, i-am înroșit însă ochiul acolo, iată-l, e plin de sânge. Te salut, frate, cu respect. Dar trebuie să te bat! Aoleo, nu, Paris din nou la podea, nu m-a prins, are mâinile alea prea lungi. E prea lung, de ce ești atât de lung? Cât ai... Ăsta și-a mâncat legumele, băieți, ca... Nu mâncați legume, că așa ajungeți. Nu se poate. Nu, și aveam șanse să-l bat, însă e prea lung, m-a bătut Slenderman, băieți. Iată, ba, direct aia acolo, dreapta aia în față, în figură acolo. Și este prima înfrângere pentru legendă. Doroftei Paris cade, dar ăsta e anomalia naturii, să-mi bag picioarele băiatul ăsta. 2 metri jumate, picioarele cât crăcile de la salcâm. Ce dracu, bă. Uite cât e de înalt, bă. Eu nu-i corect, eu nu puteam să fac atât de înalt la început. Vine însă acum marele meci cu Derrick Lewis. După ce ne-a bătut Slenderman, trebuie să batem bulldogul ăsta. Însă un bulldog care e bun pe striking, are niște pumni de oțel. Trebuie să creștem însă și noi, neapărat. Vine și cea mai importantă luptă, băieți, pentru top 5. Din păcate, lumea nu e foarte interesată, să vadă cine intră acolo în top 5. Derrick Lewis sau J, adică, pardon, Doroftei Paris, îmi pare rău. Cel mai mare luptător din istorie a pierdut meciul, însă că a fost la băut cu Tama și înainte de luptă. Oricum, mare luptă mare. A trebuit să mă antrenez, dar nici n-am promovat lupta cât am putut de mult. Deci, mai bine să fii pregătit. Am crescut 3 puncte în striking. Am făcut 83, mi se pare. Deci, asta ne va ajuta. Lewis versus Paris. Locul 5 pentru el, locul 11 pentru Paris. Am căzut destul de rău după înfrângerea de mai devreme, dar până la urmă am avut 13-0, bă! Gândiți-vă și la asta, 36 de ani, sunt mai înalt, am riciu departament, însă cu doar 2 cm, deci nu prea se simte.
Am avut noroc cu Mark Hunt că a fost pitic și mic și îndesat. Salut, Lewis, ne salutăm. Suntem noi rival, dar ne respectăm, frate. Da, mi-a zis antrenorul să nu mă duc la podea cu Lewis, că e unul dintre cei mai buni la podea. Opa, la mătare, l-am prins bine, l-am prins bine. Dă-i cu stânga, dă-i, nu pot să cred. We did it, boys. Cât a ținut? 10 secunde? A ținut 10 secunde meciul ăsta, bă. Bă, așa stânga acolo. Wow, iată, iată stânga direct în gură, l-am prins bine, a încercat el să fie agresiv, păi ești tu agresiv cu Doroftei Paris, bă. Iată, uai de capul meu, direct stânga în gură. Ce ai pățit lui, te-a luat somnicu așa, pe nepregătite. Nu mă așteptam să fie atât de ușor, dar l-am prins bine. Uneori trebuie să ai și noroc, norocul prostului poate, norocul lui Paris. Nu există noroc când e vorba de Paris, mă. Există știința, știința luptei. Ok, mă întreabă de lupta cu campionul. Nu știu cine mai e campion acum, dar abia aștept. Hashtag I can't wait. A, Tommy Ocic ăsta este. Ok, it's gonna be fun. O să fie atât de frumos. Am câștigat un nou contract, abia aștept lupta cu băiatul ăsta. Top contender, ia uite ce de bani, bă. Ia să vedem cu cine ne vom lupta. Junior Dos Santos sau Cain Velasquez? Hai cu Dos Santos, bă. Brazilian versus american. Brazilian, v-am zis. Brazilian, rus sau olandez, nu refuz niciodată. Oricum, cu el ne vom lupta însă data viitoare. Am ajuns top contender. Ia să vedem și rank-ul. Suntem pe locul 6. Puteam să fim mai sus. Junior Dos Santos este acolo. Iată, dacă îl batem, trecem în top 5, mai mult ca sigur. Cain Velasquez era pe 2. Prost eu că nu m-am luptat cu el atunci. Cine dracu a știut? Oricum, campion încă este Stipe Miocic, cred că se pronunță. Nu am auzit în viața mea de oricum este campion. Și o să-l batem data viitoare. Ne auzim! Doroftei Paris va rupe muile celorlalți în episodul următor. Like dacă vreți episod de cât mai dese. Și nu uitați, live aproape în fiecare zi pe Twitch. Link-ul în descriere. Pa!